Cu cine vreți? Petrolul, de exemplu, versus FCU? Păi, în mod normal, FCU a arătat foarte bine în ultimul timp, nu? Da, la zici că e echipa Germaniei, cu Leidner, cu Lothar, Lothar Matthäus. Bineînțeles că nu-i Lothar Matthäus. Da, o echipă Petrolul bună, care are alte... Budescu rezervă. Budescu rezervă, da. Care are alte idei, totuși să se păsteze în Liga 1, dar mai ales să facă rost de ceva bani. Se vede și pe cei de la FCU, care tocmai au câștigat derbiul local, meciul cel mare local cu Universitatea Craiova, în afară de Baasa. Baasa, da, cel care a jucat în meciul acela al Craiovei, în rest sunt cam toți aici. Avem Dinamo, putem să vedem și Dinamo foarte repede. Craiova înseamnă că are un interes real, da, pentru cupa, adică, da, felul în care arată echipa aceasta, formula aceasta, da, de echipă, asta spune. Dinamo s-a interesat. Și acum vine și după victorie cu, da, ceilalți. Sigur că ei au forcing-ul ăsta de a intra, dacă mai pot, în play-off-ul de Liga a doua. Dar cred că interesează și cupa României, mai ales că vin și niște bani. Din acestă... da? Da, pentru ei, pentru ei există bani puțin. A, da, da, în momentul ăsta. Miza lor este campionatul. Deocată cei de la Slobozia nu au parvenit, dar Sepsi, care este cu o echipă destul de bună, și Voluntar cu o echipă de asemenea bună. Deci s-ar putea să vedem partide interesante. Aici Sepsi, că nu sunt Ștefănescu, Dumitrescu, Ninai, în fine... Aganovici, sunt Matei, sunt mai mulți care lipsesc, dar nu e echipă rea. Nu e echipă rea. Nu, păi Bergot i-a mai folosit. Pentru că dovadă că are bancă. Bergot i-a mai folosit, da, și voluntar, jucătorii, da, ăștia, și a spus că i-a dat rezultat foarte bun. Și a fost mulțumit. Vârful clasic. Nemeț. Exact. Bine. Voiam să te întreb despre... N-am mai vorbit de mult despre FCSB. Da, ceva. De ce neapărat? Între timp au fost niște mutări. Da. A venit un antrenor, patronul a declarat deschis poporului că el, nu mai să-l mai întreb, că el se știe că el face echipa, el face schimbările. Bun, și atunci ce mai vrei? Păi mai... nu te întreb, cum se pare noul antrenor principal? Cum mi se pare? Da. Om cu licență. Da. Și altfel... Deci cum e? Un antrenor cu licență? Un antrenor cu licență, puțin timid când la ora interviurilor, dar probabil că va acumula experiență și o să fie altfel. Adică de la Gigi, a învățat de la Gigi. Probabil. Dar Pintili este cel care conduce. Păi da. Păi de asta e fotbalul românesc unde e. Nu de asta e. Păi vezi că acolo. FCSB câștigă... De asta federația nu ia nicio măsură. Mie îmi pare rău că acum iară FCSB în problema respectivă și toți o să spună din nou că am o problemă cu FCSB, dar nu, chiar dacă era altă Steaua, echipă. Tu ai spus despre Steaua, de care te simți mai apropiat, ai spus când a avut probleme. Păi da, dar nu e normal. Eu nu știu dacă mai există o țară, bine, probabil că undeva pe pământ ăsta mai exista vreo țară depărtată unde se mai întâmplă lucruri de genul ăsta. Dar într-un campionat, noi vrem să redevenim unde am fost odată cu fotbal. Într-un campionat adevărat, bun din Europa, eu nu cred că se întâmplă ce se întâmplă în momentul ăsta la FCSB. Un antrenor care are licență să iasă să spună, da, domnule, eu nu decin, nu fac nimic, sunt un simplu executant, am diplomă, da? E plin de manechin, absurd, sunt manechin. E plin de absurdități, da, fotbalul. Altul care nu are nicio licență, stă, se agită, face, drege... Fără experiență în Mirel fotbal. Mirel antrenează FCSB și echipa națională fără să aibă bacul și fără să aibă licență pro. Da. În schimb, la FCSB vine un domn care are licență pro, dar care habar nu are nici cum îi cheamă pe colaboratorii lui. Deci nu, pe secunzi. Scuză-mă, da. Deci cam asta este imaginea. Asta e fotbalul românesc. Și atunci ce mai vrei? Și federația normal. Să plimbă, vede meciuri bune la... În Qatar. Diurnă, bună. Da, asta e normal, că și pe toate vremurile au fost diurne și alea. Dar problema e că nu faci nimic. Din contră, permiți, pentru că asta vrea lumea, nu? De ce vorbeam mai devreme. De ce? Care e diferența între femeia aceea frumoasă pe care am văzut-o pe plajă, nu? Că o dăm la televizor și sau dăm scandaluri și tot felul de cascadorii râsului la emisiunile de fotbal. Scandalurile sunt legate obiectiv de fotbal.
Păi, obiectiv. Doamnele acelea nu sunt legate niciun fel de păi fotbal. Păi cum, era în culorile... Era în culorile lui Dinamo. Efectiv de fotbal. Da, da. Astea sunt, nu, astea sunt lucruri care afectează fotbalul. Astea sunt lucruri care țin și atunci, profund tu de fotbal. Îmi spui mie tot timpul că de ce nu sunt mai apropiat de FCSB, că tot eu ce am spus? E FCSB e Steaua. Că eu ți-am spus asta? Ba, ți-a propor, să zicem, nu știu, cumva mă întreb. Eu cer să înțeleg știu, că... Adică da, știu da, care da, e direcția da, întrebării. Nu lasă chestiuni față, că eu te-am împins către nimeni. Și atunci eu cum pot să fiu suporter la echipa? Dar te întreb ca să înțeleg de ce nu faci asta, nu că de ce n-ar trebui să faci asta. De ce nu ești apropiat în sensul că mulți spun că asta e Steaua. Ok, să spună, fiecare e liber să spună ce vrea, dar eu mă, adică, eu știu cum gândesc. Cum aș putea să fiu eu suporter dar cum al acestei echipe? Dar cum poți fi apropiat de Steaua, care de ani de zile nu reușește să se organizeze Marea Armată Română? Da, să-și definească statutul. Am criticat-o la momentul respectiv și pe Steaua, da, adică conducerea Stelei, înțeleg pentru de ce că nu e capabilă să găsească soluții, dar sufletește într-un fel, mă simt mai aproape, pentru că acolo așa fost. Sufletește unii să se simte aproape de FCSB, că spun că e aceea structură, deci fiecare are... Eu nu sunt suporter, deci nu vorbesc din punct de vedere al suporterului stelist, ci al unui fost jucător de la Steaua, deci de asta spun. Și de asta mă simt mai aproape. Da, dar credem asta că sunt supărat. Și pe ce se întâmplă acolo legitim, la Steaua? Și e legitim să spui despre FCSB același lucru. Tu ce crezi? Faptul că Steaua, CSA Steaua, are suporteri puțin la meciuri, puțin și foarte puțin, este numai din cauza faptului că i-au persecutat jandarmii și că... Nu. Sub nu, pentru că lumea, de proteste, suporterii Stelei sunt supărați și au mare dreptate să fie așa. Pentru că nu se întâmplă nimic și în afară normal... de faptul că sunt supărați și în afară de faptul că o facțiune dură a suporterilor acestei echipe nu mai vin la meciuri, crezi că există un bazin atât de mare de suporteri ai acestei echipe prin comparație cu FCSB? Nu pot să-mi dau precizez, seama cât suportez. Precizez că nu am nicio simpatie de niciun fel. Poate că sunt mai mulți. Poate că sunt mai mulți în momentul ăsta de partea FCSB-ului. Eu nu spun că... Pare că așa e. Din ce se vede pe stadion în momentul ăsta. Dar tu explici de ce nu dar poți echipa să fie e Liga a doua, încă nu e organizată cum trebuie, nu are drept de promovare. E normal pe undeva să nici investitori să nu se îndrepte acolo, că nu știu ce așteaptă. E totul neclar. Asta e. Dar una peste alta... Asta se va rezolva problema și cu Steaua, cred, în scurt timp, într-un fel sau altul. Dar de asta spun, eu mă pun în pielea unui suporter al FCSB-ului. Da, mă, exact. Cum să fii suporter la o echipă când vezi ce se întâmplă? Dacă îți convine că se întâmplă, că apar 3, 4, 5, 7 jucători talentați, tineri, buni, și mai fac câte o fază bună, ok, frumos, nu? Dar în rest, ce îți demonstrează ție echipă... FCSB? Da. Trebuie să ne oprim, să știți. Această echipă atrage la meciurile importante 30-40 de mii de oameni în tribune. Cu toate ești paradoxurile din dilema asta. Bun. O să ne oprim deocamdată aici, evident, pentru că vin meciurile, cele trei. Peste noi, Petrolul cu FCU Craiova, Slobozia cu Dinamo pe Digisport 2 și pe Digisport 3, Sepsi cu Voluntar. Ne reîntâlnim la pauză și la final. Să vedem cine sau care sunt primele calificate în sferturile cu pe România.